A urcat beat criță la volan și a lovit mortal un biciclist. Este vorba despre un șofer în vârstă de 56 de ani care se deplasa pe un drum din satul Petrești din raionul Ungheni. Potrivit poliției, conducătorul auto a pierdut controlul volanului și a lovit din spate biciclistul de 63 de ani care circula în aceeași direcție. Victima s-a ales cu mai multe răni la cap și a murit până la venirea ambulanței. Oamenii legii au stabilit că șoferul avea o concentrație de alcool în aerul expirat de aproape 7 ori mai mare decât norma admisă de lege. Poliția a pornit o cauză penală, iar șoferul a fost reținut pentru 72 de ore. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă până la 8 ani de pușcărie cu privarea dreptului de a mai conduce mijloace de transport.